Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. Astăzi, 18 mai, este ultima zi când candidații mai au voie să facă agitație electorală. Pe 20 mai sunt așteptați la urne chișinăuienii, bălțenii și locuitorii a 5 comune. Comuna Leușeni, Raionul Hâncești, Satul Nemțeni, Raionul Hâncești, Comuna Jora de Mijloc, Raionul Orhei, Comuna Bolovița, Raionul Soroca și Comuna Pârlița, Raionul Ungheni. Asta ca să nu creadă unii cetățeni sau unii locuitori ai Republicii Moldova că doar vorbim despre, astăzi vom vorbi doar despre Chișinău și nu despre celelalte localități în care la fel vor avea loc alegeri noi în luna mai 2018. După cum v-ați dat bine seama, vorbim astăzi despre campania electorală care se încheie astăzi și despre candidații la toate aceste localități în care vor fi realeși primari pentru un an de zile. Invitații din studio sunt Victor Juc, analist politic, bună seara și mulțumesc bună pentru seara. Că ați găsit timp să veniți să discutăm. Și Pavel Midrigan, avocat, bună seara. Bună seara. Și mulțumesc pentru prezența în studio. În presă se vehiculează așa o lozincă, cea mai murdară campanie electorală. Drept să vă spun, am mai auzit așa expresie și în campanie precedentă. Deci probabil sunt niște texte pe care noi le repetăm pentru că a da o alură așa mai campaniilor electorale mai grave, mai să demonizăm acești candidați. Haideți astăzi să încercăm să-i umanizăm și să explicăm cetățenilor că până la urmă totuși accentul nu trebuie să fie pus pe în asemenea campanii electorale, pe politic, dar pe alte lucruri, pe lucruri care sunt mult mai importante și de care noi după aceea 4 ani de zile ne scărpinăm așa la cap și zicem, da, de ce am făcut noi treaba aceasta? Domnul Midrigan, cum considerați? Este cea mai murdară campanie? Sau noi încă nu ne-am învățat să organizăm campanii electorale și candidații noștri mai încurcă un pic toamna cu primăvara? Vorbesc de toamnă pentru că avem campanie parlamentară. Evident că nu. Evident că nu. Și s-ar părea că așteptăm această murdărie. S-ar părea că noi ne simțim câteodată mai bine în această murdărie. Da? Cu scandaluri, cu nu știu ce. Și nouă ne pare că, iată, cu cât e mai multă gălăgie a scandalului, cu atât mai mult. În realitate, s-a încercat de la bun început să se evite aceasta, dacă vedem că unii candidați nu participă la dezbatere, da? Murdărie ce? Când se începe unul pe altul. Uh-huh. A scuturăci scheletele. A scuturăci. Și miza s-ar părea că este mare, dar reșunii faptul că vor fi și alegerile parlamentare, iată că este, să zicem așa, un pas spre un eveniment și mai important. Uh-huh. Și mai important. Deci, o trambulină pentru alții. Pentru unii, da. Eu aș vrea să încep cu fenomenul. Fiindcă, când în această campanie avem fenomene. Da, fiindcă când zicem de ce se întâmplă, trebuie să vedem de ce avem ceea ce avem. De ce este liniștit și nu este atâta agitație. Noi clasic avem, să zicem, eșelul stânga-dreapta. Și avem și centru. Și s-ar părea că clasică la toate alegerile, da, fie parlamentare, fie locale, iată că aceste două eșcheluri între dânsele duc lupta. Că odată stânga câștigă în conglomerat cu mai multe partide, altele de dreapta, care noi le zicem pro-europene sau ele se definesc pro-europene. Iată că noi de data aceasta avem un fenomen care eu l-aș numi exclusiv. Și începem cu stânga. Adică noi avem un șir de partide de stânga, care unele îndeopște nu participă, nici nu s-au expus în susținerea cuiva. Iată luăm, Partidul Socialiștilor a înaintat. Partidul Comuniștilor, unde? Nu e. Partidul, da, în ultimul timp vreau să vă spun că Partidul Comuniștilor nu prea participă sau boicotează. Dar Partidul Social Democrat și așa mai departe. Chiar și dacă nu participă, dacă ei sunt pe stânga, ar putea să zică noi nu participăm, dar susținem că sunt ai noștri confrați pe stânga. Vedem pe dreapta. Și mai haios. Se luptă între dânșii unioniștii. Se luptă între dânșii APRIC pro-europenii. Alții îndeopște ignoră și zice, nu ieșiți boicotați. Iată că toate acestea în cumul dau și această o liniște oarecare și chiar o indiferență. Oamenii când se uită la toate acestea, zice, dar ei singuri nu știu ce vor.
Și exclusiv... De ce? Mai mult dăunează acest... Exclusiv eu numesc de ce că s-ar uni chiar și Maia Sandu Asară și nu știu care. Hai noi toți împreună, numai eu să fiu primul. Iată de ce acest fenomen, eu îl numesc exclusiv, fiindcă hai toți să ne unim, numai eu să fiu primul. Întâietatea adică aceasta dacă pe care... noi îl susținem pe Andrei Năstase, ne unim toți. De partea cealaltă, Munteanu zice, ne unim toți, numai eu primul. Ceilalți, nu știu care, Codreanu, ne unim toți de pe dreapta, pro-europeni unioniști, numai eu susțineți-vă pe mine. Și iată acest fenomen de exclusiv, dispersează toate aceste partide și eu cred că în primul tur, care va fi duminică, va fi ca o adunare la o societate pe acțiuni. Unde fiecare vine cu un pachet de acțiuni, are 2%, 3%, 4% și nici de cum nu sunt capabili să acumuleze aceste procente împreună pentru cineva și vor fi dispersate. Și aici e evident că îi dă o inițiativă și o prioritate Partidul Socialiștilor. Fiindcă ei sunt mai mobilizați, mai organizați, dar ceilalți, uitați, o să ai 2-3%, 4-5% și esența este cine o să treacă în turul 2. Deci inevitabil este turul 2. Inevitabil, evident. Evident da. Că da. Domnul Juc, dumneavoastră ce atitudine aveți față de acest fenomen și față de aceste declarații că este murdară sau nu este murdară campania electorală? Și dacă am învățat noi să facem campanie, e aceeași întrebare. Referitor la murdară sau nu este murdară, eu aș face o comparație cu alocuțiunea de încheiere a olimpiadelor. Întotdeauna șeful Comitetului Olimpic Internațional spune că această olimpiadă a fost cea mai bună din istoria olimpiadelor. Iar apoi la următoarea repetă același mesaj. Această olimpiadă deja a fost cea mai bună. Așa și este și în Republica Moldova. Dar abordată la general, în opinia mea, concurenții electorali cu predilecție din municipiul Chișinău au dezvoltat două tipuri de acțiuni. Primul tip este că și-au expus, mai ales în perioada inițială și la sfârșit, platforma lor electorală, ce propun pentru alegători și aceste promisiuni, de fapt, le-aș împărți de asemenea în două tipuri. Primul tip ce ține de problemele locale, problemele mijlocit locale, ce ține de dezvoltarea urbei, a municipiului. Iar al doilea tip ține mai degrabă de problemele naționale. Adică noi discutăm despre problemele locale, participăm la alegerile locale, dar aveam în subconștient problemele naționale. Din această cauză și neîncrederea o parte din electorat, ei care problemele rezolvă, locale sau totuși naționale. Deși eu am subliniat că alegerile locale apărute acum sunt o fericită ocazie pentru ca partidele să testeze gradul lor de susținere din partea alegătorilor. Și cred eu că este bine asta. Mulți, în loc să comande sondaje sau să facă apeluri la acele sondaje dar care nu, sunt prezentate. Dar nu bulversează mintea omului simplu? Partidele sunt create pentru a participa în campaniile electorale și dacă au fost înregistrate, dacă se află în concordanță cu dar toate... Dar asta nu este un alt fenomen în Republica Moldova? Că partidele ies la iveală numai în campanii electorale și în cealaltă perioadă? În general, partidele politice activează mai mult în apropiere de campanie electorală. Foarte puține partide cu o mare reprezentare își desfășoară activitatea permanent, dar în acest caz ele trebuie să fie prezente în Parlament, fie la guvernare, fie în opoziție. Puține partide din extraparlamentare își desfășoară o activitate pentru că însuși logica creierii partidului este de a lupta pe cale pașnică pentru cucerirea și exercitarea puterii. Deci, al doilea tip de acțiune, într-adevăr, a fost folosit și continuă să fie folosit, ține de denigrarea concurenților. Toți luptă cu toți, fiecare luptă cu fiecare și aici eu, de asemenea, le-aș plia pe două tipuri de învinuiri. Primul ține mai degrabă, dar de unele aspecte ce vizează promisiunile electorale, spunându-se că nu sunt realiste, că nu țin cont de anumite realități, sau vizează anumite acțiuni care fie sunt reale, fie nu sunt reale. Iar al doilea tip, cel mai interesant, și de fapt aici se repetă
realitățile din turul 2 a prezidențialilor din 13 noiembrie 2016, toți se învinuiesc cum că ar fi coordonat sau subordonat fie binomului Plahotniuc-Dodon, fie lui Plahotniuc unul singur. Deci a ajuns așa o situație, repetându-se, sublinez, din 2016, când, învinuind pe cineva, rezolvi, de parcă ai rezolva problemele locale. Iată de ce eu mă aștept că nu este exclus că prezența la urnele de vot să nu fie, mai ales în primul tur, să nu fie atât de mare, pentru că, în opinia mea, candidații nu că n-ar fi profesioniști, dar s-au comportat neprofesionist. Eu consideram că, dat fiind că avem un an, apoi încă patru ani, niciun concurent electoral nu a prezentat următorul plan de acțiuni pe 5 ani. Mai întâi un plan de acțiuni pentru un an, ceva care poate să-l ajute ca apoi să câștige pentru 4 ani. Cum era la Partidul Comuniștilor, programul minim și programul maxim. Și atunci alegătorul ar fi spus, da, omul acesta sau candidatul acesta este serios, el nu vine și ne spune că va lupta cu una, cu alta. S-a creat impresia că este mai ușor pentru contracandidat să lupte cu sistemul, cu regimul, cu oligarhatul, decât să pună problema și să rezolve problema ambuteiajelor, problema deșeurilor, problema iluminatului stres. Au fost candidați care au vorbit despre sigur că au vorbit, eu nici nu spun că nu au vorbit, dar totuși pentru ei e mai ușor să lupte cu sistemul decât să rezolve probleme concrete. Am înțeles. La capitolul stânga-dreapta și cedarea sau susținerea în favoarea unui candidat, aici ce părere? Este, de ce ceva, la noi... este absolut ceva normal. Dar în Republica Moldova se creează de mult deja, există ceva nenormal. Pentru că la alegeri locale se formează blocuri electorale, dar la alegeri parlamentare, din contră, toți participă de unul singur. Sau rar sunt create blocuri. Eu cred că este nefiresc, nenormal. La alegeri locale este o fericită ocazie pentru fiecare partid ca să se consolideze în teritoriu. Iar la parlamentare să formeze blocuri electorale, mai ales în contextul că nu pot depăși de unul singur pragul electoral. Și dacă se luptă două, trei partide de pe același eșchier politic, nu este nimic rău. Lasă învingă cel care va obține mai multe sufragii din partea electoratului. Și nu trebuie noi să venim din nou cu acestea, că se luptă pe patru de pe eșechierul politic. Anume, în această concurență și se va vedea cine are mai mult suport electoral. Astăzi am să încerc să mă poziționez în tabăra alegătorului simplu și voi fi, după percepție și după sentimentele pe care le trăiesc eu zilnic, mergând și prin Chișinău, în tabăra celor care își doresc în fruntea sa un gospodar și nu un politician, și am să vă întreb, politizarea funcției, și trecem încet, încet, așa o luăm de la Chișinău, după aia vorbim despre municipiul Bălți și celelalte sate, eu nu cred că așa de mulți candidați sunt acolo, probabil sunt cu mult mai puțini în acele 5 localități, vorbim despre municipiul Chișinău. Politizarea, ceea ce până acum în campaniile electorale era despărțit foarte bine în viziunea candidaților, această stare de eu fac campanie electorală și politizez primăria, eu fac campanie electorală și o umanizez, sunt un tehnocrat, sunt un om care vreau să pârghiile Chișinăului să le coordonez așa ca un bun gospodar. Atâția candidați care practic majoritatea lor vor să-și acapareze Chișinăul pentru a participa mai departe în campanie parlamentarilor. Este bine, benefic pentru Chișinăul sau nu, domnul Midrigan? 11 avem și iată, al 12-lea a fost exclus. Iată, aceste declarații să depolitizăm este o iluzie. Deci niciodată nu vom. Astăzi... Eu nu știu, nu zic niciodată, dar astăzi și în anii apropiați este o iluzie. Fiindcă un primar general nu poate câștiga unul independent, chiar și dacă se numește sau se desemnează el că este independent, fără o forță solidă din umbră sau declarată. Partidul Socialiștilor are candidatul său. Este foarte clar și deschis că acesta este un lider politic acestui partid. Ceilalți, Muntean și așa mai departe, toți sunt reprezentanți a partidelor. Vrând, nu vrând, dacă câștigă, evident că el va promova interesele partidului. Așa este astăzi. Doamna Silvia Radu, care zice că este independent, este o iluzie. Nu știu ea de ce mai repetă până astăzi.
Că toată lumea știe că ea nu este independentă și nu a nimerit acolo ca un independent. Este imposibil. Este singura candidată independentă. Bun, din ea 11. Se desemnează, nu este independent, da, da. Ca să fie clar, că vorbim în limba tuturor. Fiindcă o persoană care nici nu este consilier nu putea să îndeplinească această funcție, pur și simplu că cineva a sunat-o când ea era în România, este o iluzie. Nu știu ce se mai ține această iluzie atâta timp. Încă o dată, repede, dacă vrem să vorbim serios, nu cu așa iluzii, fără o susținere politică solidă, nu se câștigă alegerile. Nici în municipiul Chișinău, dar în sate poate să fie o altă situație, fiindcă oamenii cunosc primarii de pe loc, ei tot timpul sunt acolo printre dânsii, se vede capacitățile. În Chișinău este o altă chestie. Uitați-vă, domnul Chertoacă, fără o susținere solidă politică, putea să câștige alegerile? Evident că nu. Și iarăși, eșchierul, da? Dreapta, toți l-au susținut. Uitați-vă cât a câștigat domnul Chertoacă în 2005. El de 3 ori mai puțin a luat decât doamna Greceanu. 2 tururi au fost, bun, a fost nevalidat că n-a fost quorumul, dar de 2 ori a câștigat de 3 ori mai puțin decât doamna Greceanu. De 3 ori la 3 scrutinuri, domnul Chertoacă n-a câștigat Chișinăul. El a câștigat datorită suburbiilor. Dar a fost o mobilizare iarăși politică, că vin tancurile, vin ăștia, comuniștii. Deci, dacă vorbim că să vină un gospodar să facă ordine, până și asta este o iluzie. Prin urmare, că vorbim cu o depolitizare astăzi la etapa aceasta, până ce nu este posibil. Fiindcă alegerile este o plăcere foarte scumpă. Costă care mult. Ne costă 4 ani după ce sau un an în... Nu. Însă și resursele care se folosesc în această campanie. Nici o persoană independentă nu poate să-și permite. Asta trece de mii de... Asta trece de mii. Dacă luăm și numărăm, dar la noi nu prea numără nici Comisia Electorală Centrală, dacă s-ar număra toți bănuții care se folosesc, acolo sunt cifre destul de solide care nici nu se declară și nimeni aproape toți nu declară. Toate partidele, fără excepții. Prin urmare, să se avânteze o persoană independentă ca să fie primar este foarte complicat. Trebuie să vină cu o echipă. Asta nu pur și simplu s-a întâlnit cu cineva. Trebuie să aibă o echipă solidă, o susținere financiară și program. Bun, la noi au venit cu programe, scriu acolo, vezi și uscate câte vreți, stău echipe între ei și scriu. Pentru nouă sunt 7-8 probleme importante în municipiu, care 1, 2, 3, 4, noi știm. Apa potabilă, drumurile, transportul, curățenia, câteva probleme care pe noi ne sufocă de ani, de zile, construcțiile neautorizate. Noi vrem un oraș confortabil. Prin urmare, când scriu ăsta pe 20 de pagini, mai ales, iată, colegul a menționat că să vină pe 5 ani. Nu poate să vină pe 5 ani, fiindcă dacă nu este susținerea guvernului, o vă spun cu cunoaștere, dacă nu este o susținere solidă din partea guvernului și nu mai vin niște bani, este greu de realizat, fiindcă municipiul câștigă banii săi, dar este puțin. Trebuie un plan la nivel republican, fiindcă asta e capitala noastră. Aici trebuie unele proiecte chiar cu susținerea guvernului, nu numai cu mijloacele municipiului, fiindcă sunt cheltuieli importante. Și dacă acel primar general care va câștiga nu va avea susținere în guvern, și de multe ori am propus două lucruri. Primarul general, indiferent de la care partid n-ar fi, trebuie și membru guvernului. Nu are ce face acolo președintele Academiei de Științe. Nu are ce face. Fiindcă ceea ce se discută și se adoptă nu are nicio atribuție cu președintele Academiei. Dar primarul general, aici noi avem un potențial foarte important și pe timpul domnului Urechean, el era membru guvernului, dacă ține minte. Da, țin minte. Și a doua propunere, trebuie să fie alegerile din primul tur. Numai un tur, fiindcă astea sunt voturile veritabile pentru fiecare. Turul 2 se începe ca o gulă. Astea nu s-a lui voturi. Ele se dau să se negociază. Deja, nu vreau să-l obțin pe celălalt, să-l votez pentru că eu nu sunt. Și vreau să vă spun că în unele țări este așa, această practică și la parlamentare. Iată, noi să avem acum alegerile parlamentare dintr-un tur.
dintr-un tur, nu două tururi. Deci noi trebuie să alegem acel model care ne convine. Lasă câștigi acela, măcar cu 10 voturi mai mult, dar acelea sunt voturi reale și acela trebuie să fie declarat învingătorul. Iată că la a doilea tur se începe fel de fel, că tancuri, nu știu ce, și se câștigă, dar nu meritat. Prin urmare, aceste ipoteze, că depolitizarea, un stăpân, noi avem foarte mulți gospodari, dar e foarte greu ca să accede în această funcție. Da, da, într-adevăr, primarul general are nevoie de o susținere din partea partidelor și experiența țărilor europene, ca să nu mergem în altă parte, denotă că fie primarul este susținut nemijlocit de către partid, cum ar fi în București sau actualmente în Londra sau în trecut în Londra când era Boris Johnson, sau este susținut de către o partide, dar așa un fel de semi-independent, dar partidul declarat, cum este, spre exemplu, în Paris sau într-o anumită măsură în Roma și în Milano. Deci un primar general este în același timp și o figură politică, dar mai este încă și o particularitate. Sunt cazuri când primarii generali sunt figuri mai neordinare, care o persoană care într-un sat, spre exemplu, nici în anumite condiții n-ar câștiga, dar în orașe care sunt mai cosmopolite, mai dezvolte, mai avem și figuri neordinare, cum a fost în Londra, cum a fost la Paris sau la Berlin, cum a fost chiar Ștran Băsescu în București, acum Gabriela Firea în București. De la PSD. Da, da, pentru că are susținere din partea partidului. Dar cred eu că nu este atât de important să ai susținere din partea guvernului. Dorin Chirtoacă nu întotdeauna a avut, sau mai degrabă nu a avut susținere din partea. Dar s-ar impune în Republica Moldova o reformă administrativă, o reformă de organizare teritorială a puterii locale, o reformă prin care să se producă descentralizarea fiscală, descentralizarea decizională, și atunci unitățile administrative, indiferent că este din nivelul întâi sau din nivelul al doilea, pentru că Chișinău este din nivelul al doilea, dar restul sunt traioane, atunci ele vor putea ca impozitele colectate să le folosească mai eficient și să aibă un volum mult mai mare. Dar Republica Moldova, fiind un stat unitar centralizat, toate impozitele colectate, cu excepția unității teritoriale găgăuze, vin în visterie centrală, la trezorerie, apoi, cât în funcție de opțiunile guvernului, acestea se întorc înapoi. Deci, de fapt, noi avem unități administrative, atât din nivelul 1 cât și din nivelul 2, foarte slabe, și din această cauză, cu aceste unități, cu o putere locală slabă, noi nu putem să avem nici un nivel de trai înalt. Da, dar asta se întâmplă peste ceva ani și după ce se va întâmpla reforma aceasta. Dacă se va întâmpla bine, dacă nu se va întâmpla... Acum vorbim despre un an în care primarul va administra, primarul Chișinăului și primarul Bălțului. Numai un moment ce a spus domnul Victor este corect. La noi 80% din primării nu-și acoperă cheltuielile din Moldova. Iată, luăm satul meu, Chiperceni, Reon, Orhei. Iată, toate acele impozite locale nu dau posibilitate ca să întreține acele obiecte care sunt, fiindcă sunt social-culturale, sau reparația drumului. Sau, cea mai mare problemă, apă potabilă. 70% din satele Moldovei nu au apă potabilă sau foarte puțin. S-a dus apa în jos, diferite circunstanțe. Iată că din acele surse financiare care le acumulează primăria, nu este de ajuns. Atunci trebuie să intervină, evident, că guvernul. Și aici apare o altă problemă. Guvernul intervine pe criterii politice, pe cineva îi ajută, pe cineva nu. Și aceasta este o practică nu numai acum, a fost pe parcursul anilor, cu părere de rău. Dar desigur că este o problemă mult mai complexă, fiindcă dacă vin investori, iată, este practica altor țări, se solicite ca nu numai în Chișinău să vină, poate cineva în Fălești, să fie facilități de impozite și așa mai departe. Adică acești investori sau cine vin la noi, nu numai în Chișinău, dar să vină un pic în teritoriul Republicii, și atunci ar da un impuls
dezvoltării rurale, locale, și atunci baza de impozitare se va lărgi, locuri de muncă și așa mai departe. Deci trebuie să se gândească guvernul serios la aceste chestiuni. Vreau să vorbim despre fenomenul care iarăși unii îl consideră un fenomen, susținere de către politicienii extra-republica din străinătate a candidaților la primăria municipiului Chișinău. Și aici, regia, vă rog frumos să puneți un video în care va fi și așa un îndemn și, și încă două expresii pe care le vom discuta aici. Dacă vrem să fim cetățeni ai Republicii Moldova, atunci mergem și votăm Munteanu. Dar mergem în primul rând la alegeri și de asta sunt aici. Să vă chem să participați la vot. Aveți de ales între a fi cetățeni ai Republicii Moldova participând la vot sau a fi obiecte din garderoba lui Plahotniuc. Ochelari, cravate, cămăși, centuri și ce mai are dumnealui acolo prin sertare. Exact așa cum stau acele obiecte în garderoba sa, exact așa vrea să-i găsească locul fiecărui cetățean din Moldova, să-l reducă la nivel de obiect. Este un candidat ideal, aș spune, pentru un Chișinău dezorientat de mai bine de un an. Și un candidat care ar putea duce în continuare ideea unionistă la Chișinău. Bineînțeles, însoțită și de acea a doua caracteristică a candidatului, să fie bun gospodar. Mă adresez către cei alegători care înțeleg semnificația reală și importanța votului din 20 mai. Către cei alegători care doresc ca acest scrutin să devină un pas în direcția ruperii Republicii Moldova din captivitate. Revenim în studio. Vreau să vă spuneți părerea vis-a-vis de declarația domnului Băsescu și prezența dumnealui în campanie electorală susținând un candidat, ceea ce nu permite codul electoral. După mine este o ingerență în treburile unui stat. Deci este cetățean român. El trebuie să se ocupe cu problemele României. Și dacă s-ar duce în Ucraina sau în alte țări europene, da? Iată, la noi poate să-și permite. În alte țări nu se permite aceasta. Nici la locale, nici la parlamentare. Păi, dar de ce îi se permite? Fiindcă în Moldova sunt la ai noștri care nu au grijă de stat. La noi sunt unii care vor să distrugă acest stat, să-l demoleze, să dispară statul nostru moldovenesc. Al doilea, așteaptă niște favori, fiindcă, uitați, noi avem în organele importante a statului, Curtea Constituțională, Curtea Supremă, în SIS deja cetățeni cu cetățenia română. Păi atunci ei cui slujesc? Acești cetățeni cui slujesc? În sistemul de securitate nici într-o țară europeană nu se permite. Nici președinți de state, chiar țările baltice, nu permit o altă cetățenie. La noi așa este un paradox și aici este și vina europenilor. Paradoxul mai este că dumneavoastră vorbiți un pic mai înainte despre echipă, despre cine îl va susține. Cum poți să vii să propui un candidat care după aceea va fi singurul pe câmpul de luptă, cum zicea, din spule voie? Bun, nu va fi singur, fiindcă domnul Băsescu nu este singur, el cu idee unionistă are susținători, dar dumnealui personal nu are dreptul să o facă. Dacă o făceau cetățenii Republicii Moldova, chiar cu ideea de unire, e dreptul lor și eu îi respect. Dar ei sunt ai noștri, noi am să discutăm cu dânșii. Nu să vină alții să ne învețe cum să trăim, că nu sunt mai hitri decât noi, vă spun foarte cert. Nu sunt românii mai hitri și mai mintiuși decât noi și am demonstrat-o de sute și mii de ori. N-au ce ne învăța pe noi. Da, noi avem o problemă de organizare, nu suntem organizați, noi ne bârfim, noi avem orgoiul nostru și avem ce avem. Dar noi trebuie să ne clarificăm cu chestiunile noastre, noi cu ai noștri. Prin urmare,
din punctul meu de vedere, uh-huh. domnul Băsescu, încalcă legea. Dacă era în alt stat de mult serviciu de securitate sau alte servicii, domnul Băsescu, ocupați-vă acolo, sunteți acolo într-un organ electiv, ocupați-vă cu chestiile astea. Cu atât mai mult că și cu cetățenii acum deja... E sfârșită istoria. Ce se referă la alții? Nu, vorbim pe rând, vorbim despre ceilalți. Deci asta domnul Juc, vreau să vă întreb dacă domnul Băsescu avea dreptul ăsta, am zis, și dacă cetățeanul simplu, percepția lui atunci când vorbim despre un candidat care este, ce simte atunci un chișinăuian când aude așa declarații? Traian Băsescu a venit în Republica Moldova ca să unească uniuniștii. Conform unor date, sunt circa 20% din cetățenii Republica Moldova sunt favorabili unionismului, dar ei nu au fost uniți practic niciodată, nici acum nu sunt uniți. Și atât, Traian Băsescu, după ce și-a finalizat mandatul de președinte, a considerat că deja arena lui de luptă este Republica Moldova și vedem că... Eu nu știu dacă îi reușește să unească unioniștii, pentru că toate dezbaterile electorale, Munteanu și cu Codreanu se cam confruntă atât de tare că nu știu ce fel de unii. Și nu numai, da, și cu cei unioniști se unesc. Nu a reușit, pentru că unioniștii din Republica Moldova sunt mai deosebiți, ei nu se supun unii logici... Depinde de finanțare. De unde vin banii? De logică, eu cred că el nu va reuși, este... Poate una dintre puținele ocazii când ei ar putea să se unească, dar vedem că din contră se dezunesc. De fapt, nu este pentru prima dată când în Republica Moldova cineva într-o formă deschisă sau într-o formă latentă sau directă sau indirectă încearcă să convingă electoratul să susțină. Dar atât de insistent este pentru prima dată, vreau să vă zic. Una, că n-a mai altul, fost așa până acum. Dar pentru și că, nu știu de ce guvernarea nu face niciun pas pentru care că, să... Așa este firea moldovenilor. Dacă îi spune cineva din străinătate, atunci el crede că este mai corect decât dacă îi spune cineva de aici. Asta vine de pe timp Uniunii Sovietice? Nu, vine, vine de acum. De acum. Eu spun acum, este alt exemplu cel mai bun. Partenerii de dezvoltare. Dacă oferă o anumită grant sau atunci totul e bine. Dacă nu, nu. Și atunci oamenii politici, ziariștii, experții în funcție de ceea ce a spus un reprezentant, fie a Uniunii Europene, fie a Uniunii sau dar nu ar trebui să mizăm noi înșine pe noi înșine. Noi ar trebui să mizăm pe noi înșine. Dar probabil acesta este balcanismul și bizantinismul cetățenilor Republicii Moldova. Uh-huh. Și acum să trecem la primul mesaj care a fost în materialul video. Este fostul primar care datorită acțiunilor pe care le-a întreprins și a dat demisia la 16 februarie 2018 s-a și întâmplat acest scrutin electoral. Cum poți să ieși și părerea dumneavoastră vis-a-vis de susținerea candidatului său atunci când singur ești cu niște istorii nefaste în activitatea ta în primărie și care este credibilitatea candidatului pe care îl mai promovează? Bun, iată că cinismul politic la politicienii noștri este foarte dezvoltat, adică obrazul este. Să ne aducem aminte că, totuși, începând cu 2010, cu coaliția, s-au pus mari speranțe că se va schimba. Și Partidul Liberal, de care domnul Chirtoacă este vicepreședinte și domnul Munteanu tot vicepreședinte, s-a mizat foarte mult că ei vor fi ca o locomotivă, fiindcă au venit cu mesaje că noi vrem să schimbăm. Iată că nu s-a întâmplat. Și este regretabil și rușinos că ei, ca partid, au participat la împărțirea fotoliilor sau funcțiilor în sistemul de drept. Procurorul general, președintele Curții Supreme, ceea ce este inadmisibil. Dar ei se numesc pro-europeni. Deci se numesc pro-europeni, dar o fac fix ca comuniștii. Da? Ca în filmul celor, Это тебе. Au făcut în tocmai, da? Pentru ai lor, au luat funcții, au împărțit și s-au așezat bine în fotolii. Iată că au fost în coaliții care au fost adoptate multe legi nu corecte și aranjat. De ce aranjat? Că l-au susținut pe domnul Chirtoacă la fotoliu de primarul general și iarăși a împărțit la stânga și la dreapta. Iată, acum când se începe a dezvălui câte imobile, câte loturi de pământ, câte chestiuni cu achiziții publice și încă mai are tupeu să iasă să deci mai spună ceva. Deci a făcut o defavoare până la urmă. Evident că o defavoare, mai bine nu ieșează. Că voi vreți iarăși dezastru cum l-ați făcut 10 ani? Mai bine nu ieșea.
Da. Domnul Juc, dumneavoastră considerați această apariție în favoarea lui Munteanu a fi de favoare sau o favoare pentru candidat? Dorin Chirtoacă se simte nedreptățit. Se victimizează într-un fel și apare... Se simte nedreptățit pentru că se simte că este victima atacurilor din partea regimului Partidului Democrat. Și aici după apare ceea ce dumneavoastră ați spus în tipologie, ce e că toarnă și spune că totul este de vină Plahotniuc. Da, dar sunt probe da, și Gamărescu. Da, el probabil știe cum este în garderobă, pentru că Partidul Liberal, alături de Partidul Liberal Democrat, au fost parte a celor coaliții guvernamentale, prima fiind din 25 septembrie 2009 și toți împart vina pentru insuccesele Republicii Moldova, nu numai un partid sau altul sau al treile, dar Valeriu Muntean, într-adevăr, el are problema partidului, pe dânsul partidul îl trage în jos, el este o... Dar și l-a ridicat la timpul său. Da, l-a ridicat, dar acum partidul îl trage în jos, da, pentru că totuși oamenii nu acordă suport electoral Partidului Democrat și poate nu atât din cauza lui Dorin Chirtoacă, dar din cauza liderului acestui partid, dar în plus, chișinăuienii poate își fac o comparație dintre activitatea lui Dorin Chirtoacă, în special de ultimul timp, și activitatea Silviei Radu, care aceasta, eu am spus de mai multe ori, e mare lucru nu a făcut, decât unul singur. A impus serviciile municipale ca să muncească, să lucreze. Ceea ce n-a putut face Dorin Chirtoacă, mai ales în ultimul timp. Ea nu avea altă ieșire. Asta a fost probabil unica ei posibilitate de a deci, demonstra că face ceva. Pentru că acolo ceea ce se întâmplă în primărie și cum lucrează toate întreprinderile municipale, credeți-mă că orice om simplu, nu doar Silvia Radu, orice om care putea să intre acolo pe o perioadă atât de scurtă, știu, putea să facă același atât de optimist, putea să facă, nu putea să facă. Având în spate consilieri foarte buni de unde știm, noi putea ipotetic, să facă... Putea să facă, desigur că da. Dar nu putea să facă, fiindcă... Orice om, în afară de... Nu. Dacă nu simțea această solidă susținere a Partidului Democrat, toți care au fost eliberați, toți ar fi fost restabiliți în funcție, cum a fost de mai multe ori. Iată că de data aceasta nu s-a întâmplat. De ce? Fiindcă doamna Silvia Radu știa că în spatele ei este cineva care ajută. Această susținere se simte și în evident momentul în care acest raport de la ANRE este ținut ascuns și toată activitatea dânsii în la Uniunea Fermosa. Este o istorie mai veche. La fel despre susținere. Da, aici evident. Doamna Silvia Radu întotdeauna a fost foarte aproape de puterea, indiferent care a fost, că comuniștii sau nu, fiindcă în aceste întreprinderi mari, cu așa sume de bani, este sub controlul puterii. Și se împart companiile mari. Atunci, ea poate mari fi credibilă sau nu, oamenii? Pentru mine, nu. Pentru mine, nu. Fiindcă ea ar vrea să apară acum ca ceva nou, curat, dar este imposibil, fiindcă, cum se zice, ar fi bucuros să ne miresc în rai, dar păcatele nu-mi permit. Adică are păcate, dar presa a invocat că erau și cauze penale pe aceste fapte, nu știu de ce, unde s-au pierdut, dar s-au pierdut. De ce se pierd? Fiindcă așa vrea puterea. Ajungem la ideea că până la urmă nouă ne este necesară o cultură electorală mai elevată, pentru că noi și după atâția candidați și după toate luptele care se țin între stânga și dreapta, omul simplu iarăși își pierde percepția adevărată asupra faptului cum trebuie să votez și care este criteriul de selectare a candidatului. Asta este părerea mea. Vreau să vorbim și despre al treilea personaj din acest video. Este un candidat la fel în alte alegeri parlamentare, care vorbește în alte alegeri locale, care vorbește și spune că acest scrutin este un pas în direcția ruperii Republicii Moldova din captivitate. Iarăși o expresie care place urechilor unora, dar duce în eroare alegătorul. Nu mai place, fiindcă cu tot respectul față de... Îi place celor care vorbesc despre captivitate, despre oligarhie. Lor le place să vorbească, numai trebuie să știe că la unii nu le place să asculte, fiindcă este un cântec mai vechi, o cistușcă. Și noi am auzit și în 14 că este istoric și alte date, că oameni buni, treziți-vă, și chiar și dacă vin la putere nu se schimbă nimic. Nu mai este nimic strașnic,
Noi trebuie să trecem o perioadă încă în cunoștința noastră. Ca noi să conștientizăm, noi încă nu ne-am învățat să apreciem și câteodată suntem lenoși să o facem. Adică să apreciem o persoană după poziția sa, după faptele sale, ce are în spatele său. Iată, ați vorbit de un gospodar profesionist. Acum uitați-vă la toți ăștia candidații. Mulți profesioniști, Codreanu și alții, mulți gospodari vin, se rup încoace. Prin urmare, cred că o să vină timpul ca și în alte țări, că toate țările n-au devenit într-o dată. Au un parcurs istoric de conștientizare, de acea importanță a votului său, a buletinului când votează. Trebuie să aprecieze o persoană după calitățile sale, după trecutul său, după poziția sa. Să-l asculte, iată că candidații noștri se tem să iasă la dezbateri, fiindcă nu cumva să spună o prostie și pe urmă sau să primească întrebări în direct. Incomode că... sau... Asta e, vorbiți despre candidatul care nu prea vine la dezbaterele electorale. Păi asta vor. Deci da. Poate să cheme cineva, hai că iată este istoric, degeaba se vorbește asta. Participarea, domnul Juc, în dezbaterele electorale la noi în Republica Moldova și neparticipare, este un element de încredere față de candidat? Pentru că asta nu s-a întâmplat în alte țări. Probabil, de exemplu, în Suedia. Din contră, se întâmplă în foarte multe țări și cel mai bun exemplu este neparticiparea lui Vladimir Putin nici în 2012, nici în 2018, care de fapt era cel mai independent dintre toți candidații. Care s-au înscris. Dar cum a asociere candidatul care nu participă din la noi de Republica Moldova cu un candidat? Eu cred că nu. Fiecare își alege strategia și tactica. Unul este mai bine cu alegătorul, altul în general nu se întâlnește cu alegătorii. Unul participă la dezbatere, altul nu participă. Fiecare în funcție de anumite circumstanțe, de anumiți consilieri participă. Dar este foarte bine, în opinia mea, de profitat de toate ocaziile care le oferă și televiziunea, și radio-ul, și rețelele de socializare. Dar este important și de întâlnire cu oamenii în direct, ca să o discuție în direct nu schimbă una în indirect. Și deci, dar la noi cultura de participare încă nu este atât de, de dezvoltată. În general, cultura electorală, în loc să se consolideze, să devină una democratică, una participativă, din contră, crește neîncrederea, crește absenteismul, pentru că oamenii nu cred că votul lor contează la ceva. Vorbim, ceea ce este greșit. Și dacă vorbim despre oameni, ne-a rămas timp pentru aceasta. Vreau să vedeți părerea oamenilor simpli de pe străzile Chișinăului. Ce calități trebuie să aibă viitorul primar și dacă o să mergeți la alegeri? Am să merg, desigur. Deci sunt pe cine care să dezvolte orașul și cei care locuiesc în oraș să aibă stare bună, de materială bună și să fie decent. Să fie gospodar. Dar în gospodărie tot faci, dacă e gospodar. De la bătrâni ceva, înțelegeți că la pensionieri nu poți trăiască așa, să mă ridici curățenie în oraș și mai trebuie la omul. Care sunt problemele care se confruntă Chișinăul, cele mai grave? Drumurile, în primul rând. Deci, sistemă de apetoc, canalizare, mirosul, asta auzim și la televizor și venim și aici chiar și vedem. Așa că astea sunt problemele Chișinăului și, de fapt, problemele oamenilor trebuie să le rezolve, ca un gospodar. Cum trebuie să fie el? Modest, harnic, întreprinzător, cu inițiativă. V-ați decis pe cine o să alegeți? Da. Nu merg la alegeri. De ce? Nu e nimic bun. Cât am votat. 11 candidați. Nici nu, pentru nimeni nu votez. Dar care sunt problemele cele mai mari la Chișinăului? Dar ce-a făcut cineva bine pentru să fie bine? Cine a făcut? Ia spuneți. Atât am votat pentru dânșii. Trebuie să avem grijă de oraș Chișinău. Am revenit în studio și suntem la final și vreau să spuneți câte un minut. Până la urmă, candidații din Chișinău s-au gândit la Chișinău sau s-au gândit și care din toți acei și după ultimul sondaj iese vreo 3-4-5 în lista, în capul listei cei mai favoriți. Da, desigur, toți candidații se gândesc la Chișinău, au obiective și pe plan local, unii au și pe plan național, dar eu cred că toți chișinăuienii trebuie să iasă la vot. Dacă dorești ceva să se schimbe, înseamnă că trebuie de ieșit la vot. Participând la urna de vot, poți apoi să soliciți, ai dreptul moral să soliciți și cu cât mai mult oameni vor veni, cu atât expresia voinței lor va fi mai bine reflectată. Iar oamenii să aleagă cu rațiunea, cred eu, să...
mai au timp ca să vadă cine și ce promite, cine și ce va putea face, că de promis poate mult, dar nu numai gospodari, trebuie mai multe calități profesioniste din partea unui primar și trebuie de ales cu rațiunea. Da. Domnul Midrigan, proverbul vechi este că obraznicul se comportă atât cât îi permite. Prin urmare, noi cetățenii trebuie mai puțin să le permite. În primul rând aș menționa gestionarea banului public. Fiindcă nu sunt mulți bani, problemele sunt foarte multe, s-au acumulat într-adevăr și apeductul s-a învechit și drumurile de mult n-au. Deci bani nu s-ajung, dar măcar cei bani care sunt trebuie foarte eficient de gestionat. A doua aș menționa că trebuie să fie o echipă competentă după meritocrație, nu după partid, neamuri, cu mătri, cum se face la noi, ca o caracatiță. Trebuie să fie concursuri, persoanele care vor să lucreze, să fie bine salarizate. Desigur, trebuie să fie și o transparență. Și nu mai puțin important, ca noi, locuitorii municipiului Chișinău, să ne implicăm mai mult. Fiindcă, indiferent care primar general nu ar câștiga, dacă nu are susținerea asociațiilor, fiecare casă în particular, să se implice, ăsta e orașul nostru, noi să-l facem un pic confortabil. Iată, dacă o să poată gestiona, o să poată implica și da un suflu, atunci poate să apară la fiecare această șansă. Am vorbit, din păcate, doar despre Chișinău, mai despre Bălți și celelalte localități nu am reușit, însă ieșiți pe 20 mai, estimați chișinăuieni și locuitorii municipiului Bălți și acelor 5 localități la vot, pentru că votul fiecăruia dintre noi contează. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept luni, marți și vineri la 19:00 să discutăm noi despre noi.